și asigurării plata salariilor bugetarilor, a pensiilor și a celor de alocații sociale. Numai pentru asemenea modalitate putem să creștem economic. Numai prin mai multe locuri de muncă și prin mai mulți șomeri putem să ieșim din criza economică. Dar în același timp, trebuie să avem în vedere că acest stat are niște legi foarte multe, în vigoare, cu foarte multe obligații pe care am fost nevoiți să le ducem mai departe, mă refer la anul 2009, comparabil cu anul 2008, și nu ne-a putut permite reduceri spectaculoase de impozite și taxe, așa cum poate ne-a fi dorit. Totuși, în acest context dificil, cota unică de impozitare a rămas și va rămâne neschimbată de 16%, ce reprezintă un stimulent extrem de important pentru mediul de afaceri și pentru atragerea de investiții străine. Nemajorarea TVA-ului, în condițiile în care, iată, Ungaria s-a majorat de la 20% la 25%, dacă uităm numai în preajma noastră, reprezintă un bun important câștigat și pe care l-am apărat. Am introdus măsura de impozitării profitului reinvestit în cel mult trimestrul 4 al anului 2009 și se va menține și în continuare. Am alocat cel mai mare procent din produsul intern brut pentru investiții publice. Pentru că am considerat și consider că și în 2009 și în 2010 investițiile publice masive reprezintă o cale importantă de ieșire din criză. Statul trebuie temporar să ia locul vetului privat printr-o suplinire a investițiilor publice prin care să aducă și să mențină locuri de muncă. Și anul acesta avem cel mai mare procent din prima locat vreodată pentru investiții, în condițiile în care deficitul bugetar s-a diminuat de la 7,3 la 5,9%. Fondurile europene, majorarea prefinanțării de la 15 la 30%, tocmai pentru a aduce cât mai mulți bani europeni în România. Mâine vom adopta în guvern o ordonanță de urgență prin care sprijinim autoritățile locale care aduc bani europeni să poată utiliza instrumentul garanțiilor guvernamentale pentru plata lor de cofinanțare a contribuției lor la proiectele europene, tocmai pentru a accelera, pentru a dinamiza utilizarea fondurilor europene, utilizarea schemelor de minimi și ajutoare de stat de la Ministerul Finanțelor și la Fondul de Garantare și Contragarantare, din nou au fost măsuri prin care încercăm să susținem mediul economic, mediul de afaceri. Programe sectoriale, precum programul Prima Casă sau programul Primul Silos, au menirea de a da un impuls suplimentar în anumite domenii vitale ale economiei pentru locuri de muncă, pentru dezghețarea creditării și, în ultimul rând, pentru oferirea șansei fiecărui român să aibă în propria mână viața prin accesul la o locuință. Programul Prima Casă are și această componentă de a da posibilitatea oamenilor dinamici, oamenilor activi, oamenilor care vreau să-și ia viața propriile mâini, să poată avea acces la o casă, să nu fie nevoie să plătească o chirie de 200-300 de euro, să o plătească ca și rată la bancă și să aibă o casă în proprietate. Evident că mai sunt multe alte proiecte pe care le avem în derulare în momentul de față. Cert este că în acest moment, fără o susținere în continuare consistentă a mediului de afaceri, a ceea ce am spus chiar la începutul primei mele intervenții, înainte trebuie să produci, ca după aceea să poți distribui, să poți redistribui bogăția socială și din acest punct de vedere, accentul acțiunii guvernamentale în perioada următoare va rămâne, pe de o parte, pe buna guvernare prin raționalizarea cheltuielor publice și pe de altă parte, prin susținerea mediului economic și a mediului de afaceri pentru locuri de muncă și eficiență economică. Două sunt măsurile pe care le avem imediat în vedere. În perioada următoare vom adopta un alt normativ prin care firmele care vor angaja șomeri vor avea facilități fiscale la plata contribuțiilor de asigurări sociale, astfel încât să fie încurajate să poată angaja cât mai mulți șomeri, pentru că în ultimă instanță, percepția noastră, locul de muncă este cea mai bună formă de protecție socială pentru oricine în această țară și nu numai în această țară. Iar tot în sprijinul mediului de afaceri, pregătim un alt normativ prin care firmele care au rambursat de TVA să poată mai ușor să își primească sumele aferente și mă refer aici la rambursarea automată a sumelor din TVA pentru deconturi care se situează între 5.000 și 10.000 de lei. Altfel spus, aceste firme mici și mijlocii care au sume relativ mici de încasat din rambursarea TVA-ului să le primească automat, urmând ca ulterior să facă inspecția fiscală tocmai pentru a le ajuta să aibă un cash flow, să aibă bani pentru a putea derula în continuare activități economice. Studiem de asemenea o asemenea măsură și la nivelul firmelor care exportă, realizează export
tocmai pentru a facilita acest regim de rambursare a FMA-ului, astfel încât activitatea economică să fie susținută. Iar în paralel, cu măsuri extrem de ferme și dure, de ceea ce înseamnă eliminarea evaziunii fiscale, inclusiv în domeniul comerțului intracomunitar sau comerțului cu cereale, comerțului cu legume, comerțului cu pâine, cu produse accesabile, unde, din nefericire, există încă un grad foarte ridicat de evaziune fiscală. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat această posibilitate să vă ofer câteva din gândurile pe care le avem în actul de guvernare, sunt doar o parte dintre ele și încă o dată vă urez succes acestei dezbateri excelente pe care ți-o organizat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule prim-ministru! De multe ori se pune întrebarea, este guvernul actual al României un guvern de dreapta? Cei care își pun întrebarea asta au primit un răspuns edificator prin intervenția pe care ați avut-o și a sublinia mai ales două dintre ideile pe care le-ați evocat și care arată de ce acest moment este un guvern de dreapta. Prima idee. Ați pus în evidență raportul dintre capitalism și stat. În doctrina populară, care în această privință se revendică de la principiile liberalismului clasic privind economia de piață, important este să maximizăm sfera libertății economice, să lăsăm să funcționeze regulile economiei de piață, regulile capitalismului. În același timp însă, când actorii economici pe de o parte și pe de altă parte arbitrii jocului economic nu respectă aceste reguli, atunci e necesară o intervenție fermă. Și ceea ce face de câteva luni bune guvernul actual este să introducă aceste corecții necesare, fie pentru că anumiti jucători economici încalcă aceste reguli, fie că uneori tocmai cei care trebuie să păzească regulile economiei de piață, ei înșiși le încalcă. Într-o asemenea situație, statul nu poate rămâne pasiv. Într-o asemenea situație, guvernul nu poate rămâne pasiv. Într-o asemenea situație, nu se mai poate vorbi de retragerea statului. Statul se retrage din economie ca jucător economic, dar nu se poate retrage atunci când jucătorii încalcă regulile sau atunci când arbitrii încalcă regulile. În acel moment, statul trebuie să intervină ferm, trebuie să fie puternic. A doua idee. Tot așa sunt întrebat, păi ce diferență este între acest guvern, care se spune că e de dreapta, și un guvern social-democrat, care, în egală măsură, aplică măsuri sociale. Și se spune, guvernul Boc excelează în aplicarea unor măsuri sociale. Este o mare diferență între modul în care un guvern de dreapta aplică măsuri sociale și modul în care un guvern de stânga aplică măsuri sociale. Pentru că, în timp ce un guvern de dreapta pleacă, în primul rând, de la libertatea economică, libertatea care se crede prosperitate, și abia după aceea, aplicând principiul subsidiarității, identifică grupurile marginalizate, grupurile vulnerabile și acordă ajutoare țintite, fiind preocupat că aceste ajutoare să nu fie acordate de cei care nu le merită. Stânga, tocmai asta a făcut la guvernare în România de 20 de ani. Sub pretextul aplicării unor măsuri sociale, a permis curgerea unor resurse imense din bugetul României, către beneficiarii, către cei care au profitat, către profitorii tranziției. Sub pretextul că se iau măsuri sociale, beneficiarii nu au fost grupurile marginalizate și grupurile vulnerabile. Nu cei în nevoie, în suferință, au profitat de măsurile sociale. Acestea s-au capitalizat la profitorii tranziției. Asta este diferența între măsurile sociale ale dreptei, bazate pe principiul subsidiarității, și ceea ce face stânga și ceea ce a făcut stânga la guvernare. Dar înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, îngăduiți-mi o mică ceremonie. Sunt mai mulți tineri prezenți care au absolvit Școala Națională de Comunicare Politică, o rețea de tineri a Partidului Democrat Liberal, și îl rog pe domnul prim-ministru să le acorde diplome. Andreea Stolă îi prezentă.